fie funcția f de x egală cu modul din x la a treia minus 1 supra ax pătrat plus bx. Zice așa, valorile numerelor reale a și b, pentru care dreapta y egal cu x plus 4 este asimptotă la infinit, sunt. Păi, acum ce înseamnă asimptotă? Păi, odată, atenție, eu va trebui să facem să aflu panta funcției care înseamnă limită din f de x pe x atunci când x-ul tinde la infinit, după care dacă și panta asta va trebui să-mi dea cât 1, că mi-a zis x plus 4, da? Iar n-ul este limită când x de la infinit din f de x minus acel mx. Adică cine? Să rezulte că limită din f de x minus panta, adică minus x, când x-ul tinde la infinit, să fie cine? Să fie acest 4. Da? Deci astea vor fi condițiile mele pe care o să trebuiască să le urmăresc. Acum, eu ar trebui să explicitez funcția mea. Atenție, nu o să o explicitez însă pentru tot domeniul de definiție. De ce? Pentru că mie îmi cere numai comportarea funcției la infinit. Și eu acum zic așa, băi, polinomul x la a treia minus 1 este x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Cum x pătrat plus x plus 1, observați, are delta cât 1 minus 4 minus 3 mai mic ca 0, el are semnul lua, adică plus. Prin urmare, semnul lui x la a treia minus 1 va fi semnul lui x minus 1. Cum x tinde la infinit, înseamnă că x e mai mare ca 1, normal, x minus 1 este pozitiv. Da? Deci, funcția mea f de x, de fapt, rămâne cine? Numai x la a treia minus 1 dispare modul, că e pozitivă cantitatea, asupra x pătrat plus bx. Și acum, hai să facem panta. Nu mai verifică limită din f de x la infinit este infinită. De ce? Că dacă ar fi fost finită, finit pe infinit mi-ar fi dat 0. Ori panta mea este 1, da? Și atunci facem m mic egal cu limită când x de la infinit din f de x pe x. Adică, limită când x de la, minus infinit, la infinit din x la a treia minus 1, ăștia ori x, nu? Adică, ax la a treia plus bx pătrat. Observați că am polinom pe polinom. Știți că limita este dată de raportul coeficienților. 1 pe a și când mi-a zis problema că ea, că panta, este 1. Prin urmare, iată a egal cu 1. Da? Și acum revenim aici și zicem, păi, cât faci 4 ăla de aici, da? Trebuie să fie egal cu limită când x de la infinit din f de x, adică x la a treia minus 1, supra cine? Pa, deja îl înlocuiesc, este ax pătrat, mi-a zis, da? Așa, stai să-l vedem frumos, păi pătratul ăla acolo, ax pătrat. Bun, și atunci vine supra x pătrat plus bx minus x, așa mi-a zis, da? Ia să facem limita asta, limită când x de la infinit din, nu mai pun. Aducem la același numitor cu x pătrat plus bx și îmi dă x la a treia minus 1 minus x la a treia minus bx pătrat pe x pătrat plus bx, da? Ia uitați, x la a treia cu x la a treia să duc ce am? Gradul de sus egal cu gradul de jos, deci limita este dată de raportul coeficienților minus b pe 1, adică minus b. Prin urmare, minus b egal cu 4, de unde b egal cu minus 4. Deci A-ul este 1, B-ul este minus 4. A e 1, B-ul e minus 4, uitați răspuns corect, B.